Demonstrativ de oină dintre echipele Frontier Atomis Constanța și Tradisport Constanța. Bună ziua! Vă mulțumim că sunteți alături de noi și așa cum este o tradiție a școlii noastre, iată că avem parte de încă o activitate în cadrul căreia sunt invitați sportivii. Ce pot să spun? Că sportul, alături de toată activitatea instructiv-educativă, este o altă modalitate de formare a elevilor în ceea ce privește regulile, în ceea ce privește disciplina. Sunt formate caractere și din acest punct de vedere. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă dorim să aveți mult succes în tot ceea ce vă propuneți să realizați. Domnul Tudorel Ene. Știu că sunteți nerăbdători, așa că o să fiu scurt. În primul rând, mulțumim mult pentru găzduire și sperăm ca la final să vă îndrăgostiți de sportul nostru național, oina, pentru că este simplu, este distractiv și, în primul rând, este sportul nostru. Mulțumim și succes! Să fiți atenți, este modul prin care începe o partidă de oina. Vedeți, a prins bastonul, cei doi jucători pun câte 4 degete pe baston, jucătorul se pregătește să lovească cu bastonul. De puncte, în mod normal, dacă nu era balonul, erau 2 puncte pentru Frontier Atomis. Avem un jucător lovească. Oina se poate juca mai multe feluri, în 6 jucători, cum vedeți astăzi, în 8 jucători pe plajă și 11 jucători pe teren mare, pe terenul de iarnă. Clasă! Tip de oină dintre echipele Frontier Atomis Constanța și Tradisport Constanța. Aplauze pentru oaspeții noștri.